Andreas Giurgiuven. Avem plăcerea să deschidem activitățile dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României cu o invitată specială care, prin vocea ei puternică, ne va aduce aminte încă o dată ce înseamnă să fii român. Alături de noi, în zi de sărbătoare și în acest an, doamna Ozana Barabancea. La mulți ani, România! Dumnezeu să binecuvânteze România și toți românii cu conștiință națională trează. Yeah.
Doamne ajută, Dumnezeu să binecuvânteze România! Constituită cu ocazia Zilei Naționale a României, vă prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, locotenent colonel Carastere Cristian. Se prezintă onorul prefectului județului Giurgiu. Care i-a înflăcărat pe înaintașii noștri de acum 105 ani, înfăptuitorii Marii Uniri. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva ani înainte și care pun o lume întreagă la încercare, iar România nu este nici ocolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și iată, avem prilejul cu fiecare nouă provocare a prezentului să demonstrăm că împreună, noi românii,
avem puterea de a ne atinge marile obiective. Acest lucru implică eforturi din partea tuturor și mai ales o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim la cetățeni, societate civilă, mediul de afaceri, reprezentanți ai statului sau la clasa politică. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune, de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească. Stimați giurgiuveni, stimați invitați, domnule Pencio Milkov, primarul municipiului Ruse, domnul Kovacev, prefectul regiunii Ruse, sărbătorim astăzi 105 ani de la unirea românilor. Este momentul să-i comemorăm și să-i cinstim pe înaintașii noștri care s-au jertfit pentru această țară, care și-au vărsat sângele pentru ca noi să avem o casă numită România. Cuvintele frumoase spuse astăzi aici, cinste, demnitate, onoare, trebuie să ne călăuzească și să ne însuflețească în fiecare zi pentru a ne face datoria cât mai bine. Trebuie să fim uniți în fața oricărei provocări. Nu trebuie să ne dezbinăm. Numai așa putem reuși. Dumnezeu să ne binecuvânteze. La mulți ani România, la mulți ani români. Vă mulțumesc! Sub unități înainte, marș! A patrimoniului, a bunurilor materiale și a mediului.
care participă la misiunea de stingere a incendiilor cu echipamentele specifice care le asigură protecția pe timpul intervenției, urmat de un pluton format de salvatori smurți. Pregătiți în acordarea primului ajutor medical calificat, paramedicii participă la mii de intervenții în fiecare an. La defilarea de astăzi, conjunct de polițiști. Aceștia desfășoară activități de menținere a ordinii și liniștii publice, asiguranței cetățeanului, de prevenire și combatere a fenomenului infracțional și de identificare și contracarare a acțiunilor și elementelor care apuc atingerii vieții, libertății, sănătății și integrității persoanelor. Urmează plutonul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, care asigură coordonarea, controlul și răspunde de întreaga activitate a structurilor subordonate cu privire la efectuarea controlului la frontieră, prevenirea și combaterea migrației ilegale, a faptelor specifice cu criminalității transfrontaliere, respectarea regimului juridic al frontierei de stat. Din partea penitenciarului Giurgiu, defilează pentru dumneavoastră două plutoane. Primul pluton este Garda Operativă Specială, care are drept stop menținerea unui climat de siguranță și intervenția pentru aplanarea conflictelor cu evoluție violentă în penitenciar. Al doilea pluton este format din agenți operativi, pregătiți și instruiți pentru executarea atribuțiilor de bază, escortare, însoțire și supravegherea persoanelor private de libertate. Intervenția structurilor operative în cazul producerii unor evenimente în localitățile din mediul urban și rural pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și faptelor contravenționale, precum și pentru aducere la îndeplinire atribuțiilor ce revin poliției în conformitate cu prevederile legale. Urmează autospecialele structurii de ordine publică care acționează în localitățile din mediul urban și rural în sistem integrat, fiind utilizate pentru menținerea ordinii publice, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și faptelor contravenționale, privind baza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. În continuare, defilează pentru dumneavoastră autospecialele structurii de poliție rutieră, care asigură executarea atribuțiilor cu privire la supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice, dotate cu aparatură video, radare, etuloteste, drag teste pentru determinarea consumului de alcool și droguri. Următorul este laboratorul mobil de educație rutieră, care are rezultate tehnice și expoziționale menite să susțină activitatea polițiștilor rutieri în campanii pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Următoarea este autospeciala folosită de polițiștii structurilor specializate în activități privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală care au ca obiect animalele aflate în situație de pericol. Autospeciala Centrului de Reținere și Arest Preventiv asigură transportul persoanelor private de libertate la organele judiciare, contribuind la îmbunătățirea modului de răspuns al polițistului, dar în același timp la protecția lui, separând zonele în care persoanele
persoanele private de libertate sunt de poliziști. Autospecial a serviciului de acțiuni speciale asigură deplasarea și intervenția operativă în zone sau locurile producerii unor fapte deosebit de grave din partea unor infractori periculoși sau înarmați pentru eliberarea ostaților și a persoanelor răpite sau sechestrate. Urmează autospeciala de transport a echipelor canine, care asigură deplasarea și intervenția operativă în sistem integrat în localitățile din mediul urban și rural, în cazul producerii unor evenimente care necesită suport canin. Laboratorul de criminalistică, destinat efectuării activităților de cercetare la fața locului, truse criminalistice, echipamente foto-video pentru marcarea, descoperirea și identificarea urmelor biologice prezente la locul infracțiunilor. Următoarele defilare sunt autovehiculele din dotarea Inspectoratului de Jandarm Județean Giurgiu. Autospecial de jandarmerie sunt folosite pe timpul misiunilor de patrulare pentru acțiunile desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică a cetățenilor din municipiul și județul Giurgiu. Dotate cu tehnică specială, asigură mobilitatea jandarmilor pentru îndeplinirea bunei condiții a misiunilor încredințate în zona de responsabilitate. Tactic de intervenție la frontieră,
care asigură deplasarea echipajelor de sprijin operativ în zonele de competență în momentele operative. Defilează pentru dumneavoastră mijloacele tehnice din cadrul componentei navale. Prima fiind embarcațiunea de patrulare proiect Arcor, destinată supraveghere și controlul frontierei de stat pe fundul Dunărea, în zona de competență al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Cu această embarcațiune, polițiștii de frontieră desfășoară misiunea atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, fiind proiectată pentru navigații în condiții meteo nefavorabile. Încheie parada mijloacelor tehnice, autospecialele din dotarea Inspectoratului pentru situații de urgență Vlașca, județul Giurgiu, atât de importante în salvarea de vieți și bunuri. Primele sunt autoturismele Dacia Logan, folosite de inspectori de prevenire în misiunile punctuale și pe timpul controlelor realizate la obiectivele din județ. Autospecialele pentru muncă operativă, împreună cu embarcațiunile din dotare, destinate deplasării la intervenția grupei operative în cazul unor situații de urgență de amploare urmează. Specială de intervenție și
înălțime Idei Comagirus, care este destinată intervențiilor la înălțime, incendii la clădiri înalte sau pentru salvarea persoanelor. Dotarea ISO se regăsește și containerul multirisc. Acesta este destinat operațiunilor de căutare salvare a victimelor în cazul producerii unor situații de urgență majore. Echipamentele permit utilizarea pe scară largă și la alte categorii de intervenții, atât pentru pătrunderi cât și pentru iluminat și asigurarea energiei electrice. Acestei zile declarată Ziua Națională a Românilor de Pretutindeni.